Am folosit tiparul ușii din dreapta ca să fac și izolația pentru ușa din stânga, să nu mai trebuiască să măsur încă o dată totul. Eu fiind așa puțin mai nebun, dacă vreodată mi se strică ceva și să trebuiască să demontez ușa, să dau față de la ușă jos, voi strica această izolație. Ca să nu mi se întâmple asta, folosesc bandă dublu adezivă. Cea mai țigănită ușă posibilă. Am pus folie de plastic doar pentru a preveni praful în toate găurile posibile. După care am aplicat bandă dublu adezivă pe toată suprafața ușii ca să nu lipesc direct. Da, știu, dar eu mă să țin distanță, nu de altceva. Lasă să nu știu. Da, oricum stă. Ca să fii sigur că nu rup niciun brăduț când bagi capacul, te asiguri că toți brăduții sunt fixați la poziție, pe găurile lor. Pentru prima oară am să închid ușa cu față de ușă pusă și toată ușa izolată. Dar am să mă asigur că o să aud eu, doar eu, pentru că aici am să tai. Prima eroare de montare. Nu mi se mai închid ușile. Adică se închid toate, mai puțin această ușă. Butonul ăsta este de dreptul blocat.
Țapăn, parcă l-am lipit pe el acolo. Am găsit problema. Aici nu trebuie să pun așa gros. E normal să nu intre, să nu mai miște. Am să decupez. Bun. Ușa este mult mai grea. Nici măcar nu necesită închiderea ei folosind forța, pur și simplu din arcul ei. Dacă a meritat sau nu, vezi aici.